Și în ziua în care Suceava redevine oraș liber, apare și raportul care arată dezastrul de la Spitalul Județean, raport care a ajuns pe masa Ministrului Sănătății. În pagini întregi și negru pe alb, conducerea militară reclamă că medicii au fost expuși pericolului de infectare, că nu s-au făcut testări la timp și că spitalul funcționa la capacitate de avarie. Aseară, Ministrul de Interne le-a mulțumit nu doar localnicilor, ci și autorităților locale. Sunteți eroii noștri, sunteți niște învingători și pentru toate acestea vă mulțumesc din suflet dumneavoastră, medicilor care au luptat în prima linie, colegilor din Ministerul Afacerilor Interne, prefectului și președintelui Consiliului Județean. Învingător după o luptă care arată așa. Suceava, peste 200 de morți, un sfert din numărul total al deceselor din România, cea mai mare rată de infectare din întreaga țară, peste 3300 de cazuri, adică peste 20% din total, un focar scăpat de sub control luna trecută. Era o navă derivă, fără cârmă, fără cărmaci, da? O spune chiar generalul care a condus Spitalul Județean din Suceava timp de o lună. Dezastrul pe care l-a găsit acolo l-a descris punct cu punct într-un raport care a ajuns pe masa procurorilor și astăzi și pe masa Ministrului Sănătății. Conducerea instituției nu mai era eficientă. Sectoarele în care erau internați pacienții cu coronavirus funcționau la o capacitate de avarie, iar protecția personalului, cu mici excepții, era inadecvată, necorespunzătoare, improvizată. Am avut echipamente care se rup lipsă, trebuie să improvizăm cu saci, de gunoi, bandă. Păi trebuia să ne protejăm cumva. Cum să ne protejăm? Fără protecție, sute de cadre medicale au fost infectate cu COVID doar în Suceava. Medici, asistenți și infirmieri testați târziu și la oaltă, riscând să ducă virusul și în afara spitalului. Asistentele tine costând un om infectat, vine la copil, până mâna și copil. Nu se zic, infectează, nu de costum nu vezi deloc. Capacitatea de testare era redusă, se mai arată în raport. Și totuși, înaintea multor cadre medicale au fost testați angajați de la Consiliul Județean în frunte cu președintele Gheorghe Flutur, trecut drept medic în listele oficiale. Din greșeală, a explicat atunci medicul epidemiolog. Am sunat-o eu din spital și am întrebat-o, doamnă, trebuie să clarificați cum am apărut eu medic trecut. Mi-a spus o să dau în scris o declarație cum s-a întâmplat și mi-asum, a fost o eroare în acea seară din cauza mea. Discuția a fost înregistrată. O dați cu număr de înregistrare? Nu știu, o dau un nume personal sau... O dați în nume personal sau... Eu nu-mi dau seama. Dar să-mi trimiteți și mie una semnată în formă finală. Aia adevărată, s-o am și eu. Pentru neregulile din Suceava, procurorii au deschis un dosar penal în REM. Doar în ultimele două zile, în județ au fost înregistrate 87 de cazuri noi de infecții cu SARS-CoV-2.